Dorina, soția domniei sale, bună seara, bine ați venit! Sărmâna! Mă bucur foarte găsit. Mult să vă văd la mine la emisiune. Bună seara! Bună seara! Să știți că eu în tinerețe dansam pe melodiile noastre. Pe domnișoara aia... Se poate și acum. Cred că m-am îndrăgostit puțin, când eram mică. Se poate și acum. Se poate și suntem tineri, păi, m-a iertat Dumnezeu, ce să mai ziceți? Că mai pot să mă îndrăgostesc? E, bineînțeles. Ia faceți rost de cineva să mă îndrăgostesc. Oricând, oricând, la orice vârstă. Prima întrebare, cea mai grea. Întotdeauna cea mai grea pentru mine e prima întrebare, că după aia vin lucrurile de la sine. Care este bentița noastră preferată? Răspunde doamna mea. Deci doamna, știe prea bine. Această bentiță. De ce? Este preferată. Scoateți-o pentru... de acolo să vadă telespectatorii. Pentru că stați un pic aici. Nu e nimica, că așa se întâmplă. Stați să vedeți cât ursă. Vai, ne le-ați prins așa cu... Da, le-am prins ca să... Poți să... Ca să le puteți aduce. Mie îmi place foarte tare că sunteți colorați. Uite, seara asta și eu sunt colorat. Nu pot culorile astea vii, adică... Și folclor. Folclor, clar, e frumos, mai ales în an de centenar. De unde vine, vorbesc cu noastră până te caută doamna, pasiunea asta pentru bentițe, domnul am spus-o de N ori, eu sunt fan 100% Iulian Stase. Da? Pentru mine, și nu numai, și este un gen, este un adevărat geniu al tenisului. Și dânsul o purta în teren, eu am copor și, mă rog, a devenit un brand al meu. Păi, a devenit un brand, tocmai de asta. Da, și îl salut și îl salutăm pe această cale și... Și v-a spus odată bentița asta, la un spectacol, da. Probabil, nu? Da, da, da. Și după aceea? Păi vreau să vă spun că la un spectacol, deci Mirabela mi-a spus, zice, poartă-o și pe stradă, Maria. Și am pus bentița, am ascultat-o și de atunci... Și lumea așa când vă întâlnește pe stradă? Când mă întâlnește și nu e rar să întâmplă să nu am, dar nu-și dau seama că, de fapt, fac parateza de rigoare. În momentul în care nu am bentița în propriu sus pe cap, am o șapcă, da, și deasupra, aveți cu bentița. Ce da banderola unde e? Zic, uitați-vă mai sus. Mai sus. Da. Și căței au bentiță. Toată lumea în casă are bentiță? Și păpușa. Și păpușa. Avem o păpușă, doar. Avem o Dorinuță, i-am adus-o din... De fapt, i-am luat-o când am fost la Moscova. Așa. Superbă, superbă. Este superbă. Blondă. Și cu un corp super. Cam atelier este de mare. Așa e de mare. Ah, și a spus bentiță. Ei le-a schimbat și ei sau ea... Depinde cum o îmbracă. Depinde cum o îmbracă. Depinde. Dacă o îmbracă cu negru, îi pun negru, dacă îi pun alb, depinde cum o îmbracă. Doamne, ce pasiune. Da. Și căței? La căței cum l-a venit? Avea cățelușa, trecut din ființă în ființă. Cum? I-am pus pe cățelușa, am făcut-o altfel. O și decolorată? Am decolorat-o, i-am decolorat urechile, moțul și coada. Și era o frumusețe. Deci iau-te și seamănă cu stăpâna. Deci mă, asta că nu cântați, vă ocupați de bentițe. Și când? Nu numai. Nu numai de bentițe. Păi, de ne muzică la emisiuni, și mai mult, ne uităm film, și la emisiuni, piață, par exemplu. Piață, mamă, piață. Piață, bărbat. Ce zice lumea în piață? Ava. Vă iubește maxim lumea foarte piață, mult, nu? Foarte mult ne iubesc. Că e nenorocire că nu suntem... Exact, câteodată se întâmplă, de exemplu... Sau tu mergi într-un loc și într-un loc, în piață. Dar doamna, unde e? Zic, acum ne întâlnim în zona este. A, deci nu, da, nu puteți să stați, ne despărțiți nici la piață. Nu, rar, rar, dacă ea, să zicem, că ea gătește, na? Dacă gătește, o mai ajut și eu cu mărunțișuri. Vă iubiți foarte mult și foarte vă invidiez mult pentru asta. Nu facem din asta un... Păi nu ca noi nu mai este nimeni, dar așa suntem. Mai sunt și alții, nu? Mai sunt și alții. Sunt dar fac atâția. Eu, este absolut admirabil și nu știu care e rețeta după atâta timp. Deci acum vă dau din casă. Au venit de mână, au intrat în studio de mână, s-au pupat frumos când s-au așezat pe canapea. Eu așa ceva în zilele noastre n-am mai văzut. Care e rețeta? Ce puneți în ea? Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-am întâlnit. Că, să știți că dacă nu, n-ai jumătatea ta degeaba. Jumătatea ta în sensul cel mai frumos al cuvântului, că doar nu tai jumătatea. Da, corect. Ca la magie. Citez pe un mare domn pe care l-am văzut mai devreme și îl felicit pentru emisiune și pe dumneavoastră la fel. Mulțumesc. Așa e, dar noi nu tăiem jumătatea. Noi, din doi am făcut un întreg. Un întreg, da. Având întregul. Dar un întreg de alt gen, ca o metaforă. O metaforă care vrem să țină toată viața și dincolo de. Care e prima piesă pe care o cântați? Deși suntem în primăvară și va veni și vremea ei, adio pică frunza. Adio pică frunza să fie. Da. Și voi cânta și eu, doamnelor și domnilor.